Da, bună seara, domnișoara Adelina. Auziți, prietenii noștri, că de ce ți-am zis eu bună seara, domnișoara Adelina, și mi-ai zis tu bună seara, Domnul Leo, domnul Leo, pentru că da. astea sunt niște glume ale noastre. Păi da, dar ar trebui ca să înțeleagă și ei. Auzi că mi-ai zis domnul Leo. Din păcate, părerile sunt împărțite. Multe persoane sunt de partea mea, multe persoane sunt de partea imbecilității. Pentru că atunci când ești imbecil, mai spui că o femeie are mustață sau anumite chestii, neținând cont că sunt anumite umbre și anumite unghiuri din care se poate vedea o pată sau eu știu mai ce alte chestii. Păi da, dar cred că persoanele alea sunt în spatele telefonului și mă gândesc că sunt femei de alea care au o tonă. Majoritatea care comentează, într-adevăr, sunt femei. Vă salut și pe voi, vă îmbrățișez, dragele mele, cu toate că voi aruncați cu noroi fără să cunoașteți o persoană, dar este prea puțin interesant. Da, eu, de exemplu, când văd asemenea mesaje, trec peste ele, nici nu prea le Da, citesc. eu le-am citit așa de curiozitate, să văd ce spune lumea. Păi bine, dar... Vocea mea la fel este de bărbat, dar într-adevăr sunt bărbat, nu am vrut să spun. Sunt bărbat, se poate bine observa dacă am Prieteni, vă rog căsătorit. frumos să nu mai spuneți la nimeni, la patroana să audă. Da, deci sunt bărbat, se observă foarte bine, nu? Deci stai Chestia puțin că asta. cred, până la urmă, prietenii noștri care Păi, văd în cred. lumea crede oricum ce vrea. Da, Dar mai răgușește omul, se mai întâmplă să... În fine, nu mai stau să dau explicații, că n-are rost. Da, eu te-am avertizat, pentru că eu am știut că așa se întâmplă. Pentru că până acum, din toți hateri ăștia, zic eu, hateri, nu le convenea când eram singur. Acum nu le convine nici că sunt cu cineva. Păi nu le convine Adică... probabil din cauza, nu știu, poate vor să-ți iei una din șatră sau eu știu, una din strehaia sau... Păi da, dar problema este că nu se mai poate să iau pe cineva din șatră sau din strehaia. Pentru că, știți, prieteni... Apropo, vreau să punctez ceva. Mi-a spus cineva cu ce mașină am fost ieri la cumpărături, pentru că noi de fapt am fost la Sanador cu Uber-ul. Da, am fost într-adevăr cu Uber-ul la Sanador, pentru că, după cum bine știți, dar de asta mă refer că unii dintre voi sunteți, îmi pare rău că spun chestia asta, imbecili. Leo are un atac cerebral și un infart, pardon, două atacuri cerebrale, nu are voie să umble în 50 de grade căldură, programarea era făcută miezul zilei. Și sanatorul are o problemă cu parcările. Cine merge la sanator știe foarte bine că găsești foarte greu parcări la orele alea și am preferat să nu mă expun la un risc cu el și să luăm un Uber care ne lasă exact în fața spitalului și să nu meargă 2 km pe jos. Păi da, probabil... Nu, dar e deranjant pentru că lumea spune, vai domne, cu ce mașină, cu... Păi, dacă s-ar fi Au gândit zis și puțin, treaba asta în da, comentarii? cu ce mașină l-ai dus sau ceva de genul. E, nu mai contează asta, doar știu ca să-mi bărlige... Da, nu vreau să jignesc nici eu pe nimeni, dar vă rog frumos pe toți, în limita bunului simț, să aveți alte principii de viață și să încercați să vă temperați puțin și să nu mai jigniți o persoană pe care nu ați văzut-o niciodată și nu o cunoașteți. Și cam asta am avut de zis eu. Păi da, nu, aș vrea să spun Adelina, pentru că A, și ei... vreau să mai punctez un lucru. Ieri vorbeai foarte încet pe filmare și lumea a spus că, vai, ești foarte bolnav și... Nu, Leo era foarte obosit ieri din cauza că am stat foarte multe ore plecați. L-a obosit drumul, l-a obosit toate chestiile astea și era normal să vorbească mai încet și voi, unii dintre voi, ați spus că, vai, Doamne, nu, Leo este chiar bine în momentul de față, nu mai este Diliu, așa cum îl numiți majoritatea dintre voi. Da, prieteni, aș vrea să înțelegeți.
Adică nu, m-am uitat și eu la filmare și chiar, adică, au dreptate la modul cum au, adică cum a ieșit filmarea, gen că vorbeam eu încet. Da, vorbea într-adevăr încet, dar trebuie să se gândească lumea în general că poți să fii și obosit, poți să fii și, adică totuși, nu tot rupt în gură. Să mă arăt și eu, prieteni, uitați că sunt bine. Nu sunt bolnav, n-am nimic. Probabil că a ieșit că vorbeam așa încet, dar așa vorbesc eu. Cred că nu merită să mă enervez. Cred că vă place de mine mai mult să mă vedeți nervos când mă certam cu patroana sau... Dar acum nu mai este patroana ca să pot să mă cer cu ea. Cu toate că eu nu vorbesc cu patroana, dar a vorbit patroana cu Adelina. Ia, spune tu, Adelina. Da, am înțeles că marți vine în București. Am deci, țigara în mână. Deci vrea să vină la București, da? Mm-hmm. Da, ai scrumieră? Am și scrumieră. Ah. Așa, atunci ai lăsat țigara în scrumieră. Că nu știu dacă ne dă voie YouTube-ul să... Da, am lăsat, am prins. Îți aprins alta după filmare. Ce vreau să spun, să spui despre mama. Ce a zis mama? A spus că ne vedem marți și că va veni marți în București. Păi da, dar eu cred că nu vine marți în București. Eu cred că vine. Păi cu cine să vine? Ce să caute la București? Este problema ei cu ce vine. Important este că vine. Da, important este că vine. Ea știți, prieten, că vorbește mult și fapte mai puține. Tocmai din cauza asta că nu mi-a dat și nici mie banii. Galbeni știți că are acolo și n-a vrut să mi le dea. Dar nu contează. Eu o iubesc că e mama. Bine, nu mai vorbesc acum în perioada asta. Eu cred asta. Că mama ta a făcut oarecum bine ce a făcut și că nu ți-a dat toți banii, că poate s-a temut de ceva. Bineînțeles, acum lumea ce o să zică, da, s-a temut de tine, că am înțeles că mă plătești 200-300 de milioane. Așa au zis? Da, că sunt doctor prin Strehaia, că sunt doamna care are grijă de tine, că m-a plătit Luci, nici nu știu cine este Luci. Sora mea, sora mea. Sora ta, bună seara, doamna da. Luci. Nu mă plătește această doamnă, nu m-a plătit nimeni, am banii mei care am avut întotdeauna... Nu am nevoie de susținerea lui Leo, pur și simplu am început să vorbim și... Adică nu știu de ce vi se pare atât de greu că poți comunica cu o persoană chiar dacă este într-o perioadă mai dificilă a vieții lui. De ce vi se pare așa un lucru atât de grav că două persoane se înțeleg bine și comunică frumos? Vă aruncați cu hate și cu noroi. Chiar nu vă înțeleg. Poate la mulți dintre voi invidia, poate la alții frustrarea. Da, dar oamenii serioși care sunt prietenii mei de aici, de pe YouTube, nu comentează. Bineînțeles, pentru că părerile, deci, după cum am spus și mai devreme, sunt împărțite, este normal. Doar unii care nu sunt prietenii mei și sunt fanii altora și eventual bagă strâmbe și îmbărligători. Bine, pe mine nu mă interesează ce spune lumea într-un final, contează... Să fie totul bine și... Păi da, dar aici depinde cât de tare ești tu. Pentru că pe fostele mele dinainte le-au cam îmbârligat lumea. Păi nu au nimeni cu ce să mă îmbârlige, pentru că fiecare la rândul lui, dacă gândește logic, nu trăiește cu lumea, ci trăiește cu persoana pe lângă el. Păi da, așa pentru este. Pentru că gura lumii există vorba aia, gura lumii nu o astupă decât pământul. Păi da, dar... Dacă mie au fost în stare să-mi spună că eu sunt bărbat, că am mustață, că... Pe bune. Ei, au glumit și ei, probabil. Spus, chiar am făcut o glumă și am spus că o să-mi întind mustața cu placa. Sau mă gândeam să-i fac niște ciucuri de-aia așa ca la voi în șatră, știi? Da. Mustățile alea întoarse, cred că... Da, dar trebuie să dau și pălărie, nu știu că n-am pălărie aici. Am eu, găsesc și pălărie, nu-i problemă. Da? Da. Deci mi-a zis astăzi nora mea Georgiana... Că a fost cu patroana ca să-ți facă o roche de asta, de țigancă, serios. Pe bune? Da. Mie? Da. Și m-au întrebat măsurile tale. Că în filmare nu se vede exact așa cum ești tu în realitate. Dar am zis să-ți dea măsura S. Da, măsura S. La unele am XS, la unele am S. Dar voi dacă știți ce înseamnă măsura S, prieteni... Cred că toată lumea știe. Small. Păi da, dar întotdeauna... S, XS înseamnă
extra small, adică foarte mic, S small și așa mai departe. Small înseamnă în engleză sau ce? Small, da, mic. La noi mall înseamnă vin. La noi în limba noastră. Da, da, prieteni. Tocmai asta vreau să vă spun. Cred că pregătește patrona rochia până marți, ca să o aducă. Ca să aducă și rochia până marți. Dar bine, nu știu dacă o să-ți placă ție, dar mă gândesc că eventual o să o port și tu o dată, de două ori. Apreciez gestul. Așa pe tine, că tu ești cam figurantă, nu prea porți orice așa. Păi am văzut că lumea a spus că m-am dus la treabă ieri. Nu știu, v-aș fi întrebat așa pe unii dintre voi, cam cum v-ați fi îmbrăcat voi la 45 de grade la umbră? Aveam niște pantaloni scurs, niște sandale și un body. Păi și cum vreau să îmbraci în rochie lungă? Păi probabil să-mi pun, nu știu, o broboadă în cap, nu știu, niște straie pe mine, să mă îmbrac arabii. Nu știu ce așteaptă multă lume. Încă n-am 60 de ani. Nu cred că n-am de ce să nu-mi arăt corpul. Da, prieten, dar mie îmi place foarte mult, scuză-mă, adică, bine, te îmbraci și tu cum vrei, dar și mie îmi place foarte mult ca să arăți ce ai, adică. Cățeaua îți mănâncă șapca. Înțelegi? Vorbesc serios, îți mănâncă șapca. Nu conțeleg. Poți să o filmezi să le arăți și prietenilor. De ce? Arată-le-o și lor. Cum îți mănâncă șapca. Yeah. Hai să vedem. Aoleu. Hai, Candy, mănânci șapca. Aoleu, ai urcat pe canapea. Ia uitați-vă și pe asta mică, care o cheamă Delina. Ade o cheamă. Așa. Le-am arătat și căței la prieteni. Foarte bine. Căței sunt fetele lui Adelina, prieteni. Da? Hai la mami, haide, hai. Dai. Deci mai e ceva de spus, Adelina? Nu cred că mai este nimic de spus. Eu cred că sunt un om care ține destul la glume și care, apropo de mulți dintre voi, eu am studiat avocatura, deci am, nu contează unde și ce, am studiat facultatea de drept, deci nu sunt vreo incultă sau așa cum spuneți mulți că eu am fost la Public 24, dragii mei. Păi eu nici nu știu, de exemplu, ce e Public 24, poate păi știu nu, ei. Păi nu, e public, cred că Public 24 se spune, nu știu. Nici eu, sincer, nu știu este ce un, e acolo, dar... Este un site cum este la jumate.ro, cum e cred, asta, cred, care... Dar probabil sunt și femei, nu am făcut niciodată video chat, nu am și face niciodată. Nici nu ar trebui să discuți despre treaba păi asta nu, aici. Eu le spun că, na. Nu, nici nu ar trebui să discuți astea pentru că să dar le dai apă la moară. Dar eu nu am nimic de ascuns. Deci eu sunt un om foarte transparent... Nu am de ce să ascund un adevăr sau chiar nu am de ce. E, o să mai discutăm noi despre treaba asta, pentru că prietenii mei cam așa sunt. Da, prietenii tăi nu. Prietenii tăi sunt cei care îți vor binele. Prietenii ăștia la alții, în ghilimele, sunt cei care dă cu hate. Deci, părerile sunt împărțite. Prietenul care ți-e prieten adevărat nu te va vorbi niciodată urât sau nu te va face scursură sau diliu sau nebun sau eu știu mai ce. Apropo, de ce te face lumea diliu și nebun și spitalul nou? Probabil m-am văzut în vloguri, așa m-a... Da, da, trebuie să le explici și oamenilor că unele părți și unele fraze care le-ai spus au fost niște glume, pentru că... Probabil lumea interpretează ceea ce tu spui ca fiind adevărat. Păi nu cred că spune nimeni ca și cum ar fi adevărat. Pentru că eu îi las să creadă ce vrea. Până la urmă nu mă interesează. Adică mulți, chiar unii care sunt fanele fostele, pe mine asta mă deranjează, pentru că ei scriu foarte urât. Și majoritatea sunt femei.
Da, majoritatea am observat și eu, majoritatea comentariilor urâte sunt scrise de femei. Da, sunt și mai vrei să spui ceva în legătură cu comentariile sau nu? Sincer, nu vreau să spun, pup pe toți, chiar și pe hateri, vă îmbrățișez, vă urez în viață mult noroc, să aveți parte numai de bine, nu am nimic cu nimeni, părerile sunt împărțite, am zis asta de 10 ori și cam atât am avut eu de spus. Da, dacă vrei tu să mai mă întrebi ceva. Da, da, prieteni, chiar vă rog frumos, prieteni, bine, hateri, vă rog frumos, nu mai o criticați așa pe Adelina, pentru că ea nu este obișnuită în spațiu online, nu este... Apropo, îmi spunea, tot într-un comentariu spunea cineva că îi face și ăsteia canal de YouTube. Nu sunt interesată să-mi facă Leo mie vreun canal de YouTube. Fac singură, exact. Dacă aș fi vrut să-mi fac eu ceva, dar am alte preocupări, am niște business-uri ale mele pe care le coordonez. Chiar nu sunt pasionată de YouTube să-mi fac vreun canal, pentru că dacă vroiam într-adevăr să-mi expun viața în online, mi-o expuneam. Eu nu am vrut să apar public sau aici pe YouTube să vorbesc cu nimeni, pentru că nu, eu consider că viața privată e mai bine să rămână privată. Leo a insistat să apar și tocmai de-aia am zis ok, poate ar fi cazul să apar. Păi da, eu, pentru că mai apărem acum la început, zic eu, o perioadă foarte scurtă și după aia dispărem din spațiul online aici. Nu sunt de acord ca rufele să se spele în public, ca să spun așa. Consider că tot ce este privat este mai frumos. Adică nu e ok să-ți expui anumite părți din viață în mediul online. Dacă mă văd bine. Așa, să văd eu cum mă văd. Deci, prieteni, sper că ați înțeles cum stau lucrurile și nu o mai criticați pe Adelina, pentru că știu foarte bine că ați criticat pe toate fostele mele, poate chiar pe unele dintre ele ați reușit să le speriați. Chiar și eu de foarte multe ori m-am uitat și la ele ce fel de oameni dă comentarii. Și chiar niște oameni care nu și-au rostul să mai vorbesc acum, dar este penibil ceea ce faceți. Deci unii dintre voi este penibil. Da, unii dintre ei, pentru că sunt răi. Din ceea ce faceți. Pentru că voi vorbiți și vă dați cu părerea pe niște lucruri care nu știți realitatea cum este. Deci voi cum puteți să credeți? Nu mai vreau să comentez acum, că o să discutăm în alt vlog despre treaba asta. Vă pup!